Bine ați revenit! Ultima întrebare a fost, de fapt, o mică problemă de matematică. În desenele pe care le vedeți, fiecare pătrat ține locul unei cifre, iar grupele de două sau trei pătrate reprezintă numere. Avem două reguli. Prima, niciun număr nu începe cu cifra 0. Și a doua, fiecare culoare reprezintă una și aceeași cifră în toate numerele. După cum vedeți, în fiecare desen apar trei adunări, dar, după câte știu eu, doar unul are soluție. Și în aceste condiții, vă rog să răspundeți la două întrebări. Prima, care desen, 1, 2 sau 3, are soluție? Și a doua, în desenul respectiv, ce culori au pătratele marcate cu semnul întrebării? După cum vedeți, rezultatele adunărilor din rândul de sus sunt în toate desenele numere alcătuite din trei cifre identice, de trei ori albastru, de trei ori roșu, respectiv de trei ori verde. Pentru desenul 1, cifra care se repetă în sumă este prima cifră din cele trei numere care se adună. Acest lucru este imposibil. Gândiți-vă că dacă cifra albastră, ca să zic așa, ar fi 1, cele trei numere care se adună ar fi fiecare mai mari decât 100. Așa că suma trebuie să fie mai mare de 300, deci nu are cum să înceapă cu cifra 1. Dacă cifra albastră ar fi 2, cele trei numere care se adună ar fi fiecare mai mare decât 200. Așa că din nou observăm că suma nu poate să fie doar 200 și ceva. Același raționament ne arată că cifra albastră nu poate fi nici 3. Iar dacă ar fi mai mare decât 3, rezultatul ar trebui să fie mai mare decât 1000, ceea ce ar însemna că ar trebui scris cu 4 cifre și nu cu 3, așa cum vedem aici. Deci în primul desen e ușor de văzut că nu există soluție. În al doilea desen, cifra care se repetă în sumă este a doua cifră din cele trei numere care se adună. Pentru această adunare avem o soluție. O putem găsi prin diferite metode, cu ecuații, fără ecuații, prin încercări, fiecare cu stilul lui. Soluția este 148 plus 148 plus 148 egal cu 444. Și asta înseamnă că albastru ar fi 1, roșu ar fi 4, iar verde ar fi 8. Dar, dacă e așa, din a doua adunare rezultă suma 148 plus 148 egal cu 296. Și atunci ultima adunare devine 184 plus 26, care ne dă rezultatul 210. Așa că nu putem răspunde la ultima întrebare, deoarece calculele pe care le vedem nu ne dezvăluie culoarea cifrei 0, culoarea atribuită cifrei 0. Deci în cazul 2, deși există o soluție pentru prima adunare, ajungem în final la un număr în care avem o cifră despre care nu știm cu ce culoare se reprezintă. Și acum cazul 3. Soluția pentru prima adunare nu este greu de găsit, ea este 185 plus 185 plus 185 egal cu 555. A doua adunare devine atunci 185 plus 185, 370, iar ultima adunare este 158 plus 30, 188. De data asta cunoaștem culorile pentru cifrele din ultimul număr. Ele sunt albastru, roșu, roșu. Și acesta este răspunsul la a doua întrebare. Așa că răspunsul complet este următorul. Primul desen nu are soluție matematică. Al doilea are soluție matematică, dar nu ne permite să răspundem la a doua întrebare. Iar al treilea desen are soluție matematică și ne și permite să răspundem la a doua întrebare. În finalul primei părți a videoclipului de azi vă prezint și rezolvarea matematică cu ajutorul ecuațiilor diofantice pe care mi-a trimis-o domnul Dumitru Antonie,
Nu este singurul care a folosit metoda riguroasă de rezolvare, a făcut același lucru și domnul Gheorghe Chelbosu și probabil și alții. Pentru acest episod am pregătit o întrebare de logică care vă cere să elaborați o strategie câștigătoare pentru un pariu. Ea este foarte interesantă după părerea mea, pentru că, deși la prima vedere pare imposibil de găsit o strategie câștigătoare, de fapt există mai multe astfel de strategii, unele complicate, altele simple. Pariul este o provocare pentru o echipă de două persoane, așa că presupunem că v-ați ales ca partener un prieten și cineva vă propune următoarele. Eu, împreună cu tine, vom intra într-o cameră. Partenerul rămâne afară. În cameră vom folosi un pachet cinstit de 52 de cărți de joc, adică avem cele patru culori, treflă, carou, cupă și pică, cu cele 13 cărți de la 2 la as în fiecare culoare. Ai voie să verifici acest lucru. Voi extrage, la întâmplare, 5 cărți la care poți să te uiți. Deci vei ști care sunt cele 5 cărți. Apoi voi alege una dintre ele, pe care o vreau eu, și o voi lua împreună cu restul pachetului de cărți. Deci rămâi cu 4 cărți de joc. Ai la dispoziție 4 plicuri numerotate de la 1 la 4 și trebuie să pui cele 4 cărți de joc rămase în cele 4 plicuri, câte una în fiecare plic. Asta e singura regulă. Trebuie să le pui pe toate 4 și n-ai voie să pui mai multe cărți de joc într-un plic. Apoi, noi doi vom ieși din cameră și va intra partenerul. Nu este permis niciun schimb de informație, de niciun fel, între tine și partener, nici vorbe, nici semne, nimic. Dacă partenerul, după ce vede conținutul celor 4 plicuri, știe să spună care a fost a 5-a carte extrasă, cea pe care am luat-o eu, ați câștigat. Dacă nu, ați pierdut. Întrebarea este: puteți elabora împreună cu partenerul o strategie câștigătoare bazată doar pe conținutul celor 4 plicuri? Și dacă da, care este această strategie? Încă ceva, dacă nu am exprimat destul de clar și aveți întrebări legate de pariu, vă rog să le puneți în comentarii ca să lămurim lucrurile pentru toată lumea. Dar vă rog și de data asta să nu scrieți răspunsul în comentarii până la apariția următorului videoclip din serie, deoarece le stricați celorlalți plăcerea de a căuta soluții. De aceea vă rog să trimiteți răspunsurile la adresa de e-mail pe care o vedeți. Dacă totuși, din cine știe ce motive, unii vor scrie răspunsuri în comentarii, îi rog pe ceilalți să nu renunțe din două motive. 1. S-ar putea să fie greșite. Și 2. Există mai multe strategii, deci s-ar putea să găsiți alta. Să vedem, puteți câștiga acest pariu pe săptămâna viitoare.